Salut, prieteni! Lumea este plină de fenomene paranormale și creaturi ciudate care stau ascunse. De-a lungul timpului, acestea au fost surprinse în videoclipuri care mai de care înfricoșătoare. În episodul de astăzi, o să vă prezint unele videoclipuri bizare și totodată înfricoșătoare. Un explorator în paranormal s-a dus într-o clădire abandonată pentru a vedea dacă zvonurile sunt adevărate. Cum că această clădire este bântuită. Nici nu începuse bine investigația, că fantoma și-a făcut apariția. Videoclipul a fost publicat în iunie 2021. Bărbatul când filmează scările de beton, aceasta apare. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! O siluetă feminină, cu păr mare și negru, îmbrăcată într-o rochie albă, își face apariția. Apoi dispare prin tavan. Aceasta pare că levitează, apoi se deplasează către tavan, trecând prin el. Există posibilitatea să fie un fals? Sau este sufletul unei tinere care a fost ucisă și acum nu își găsește liniște, bântuind clădirea și retrăind momentul morții ei? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ah! Clipul inițial a ajuns cunoscut pe TikTok, aducând milioane de vizualizări și comentarii. Multe detalii nu se cunosc despre videoclip. În videoclip putem vedea un băiețel care este dus de tatăl lui la un acvariu subteran deschis publicului. Copilul îi spune tatălui că o persoană se află acolo, arătându-i cu degetul. Însă tatăl nu o observă. Acesta întoarce camera pentru a arăta descrierea despre bazin. Atunci, creatura marină făcându-și apariția, sperindu-i pe toți vizitatorii. Creatura seamănă cu o sirenă, un hibrid dintr-un om și un pește, rezultând creatura aceasta. Se știe că NASA a explorat adâncurile oceanului, însă numai după câțiva ani au renunțat dintr-o dată și au început să bombardeze adâncurile oceanelor. De parcă ceva ar exista acolo. Ceva ce trebuie ascuns de ochii lumii. Bineînțeles, nu putem exclude să fie o secvență dintr-un film. Însă și filmele câteodată arată realitatea în care trăim, dar sub o altă formă. Sărbătoarea de Halloween este de fapt sărbătoarea morților. Atunci oamenii comemorează persoanele dragi petrecute în neființă. Atunci se mai spune că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește, permițând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze în timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști. În clipul acesta, vedem o femeie care ajustează o decorație de Halloween, dând nas în nas cu o realitate dură. În timp ce ajustează craniul, montat pe unul dintre țepii de pe gard, aceasta se îndepărtează. Atunci craniul se mișcă singur, de parcă ar avea viață, uitându-se la femeia care se îndepărtează. Dacă aveți bănuieli că în pădure trăiesc monștri sau creaturi supranaturale, atunci clipul acesta o să facă ca gândurile voastre să devină realitate.
În comunitatea spaniolă a apărut un clip. Clipul acesta, care este destul de bizar. Sursa originală nu se cunoaște, fiind încărcat de mai mulți utilizatori. Investigatorul se aventurează în pădure noaptea pentru a dezluși miturile și legendele urbane. În timp ce se aventura prin întuneric, și-a adus aminte de poveștile care circulau prin satul lui. Încă o creatură horror trăia în adâncurile pădurii. Zvonurile spun că bestia a fost născută din adâncurile iadului. După ceva timp de aventurare, în pădure, acesta aude primele semne de activitate. Acesta se ia după zgomot. În timp ce se apropia, mârâitul se accentua, până de nas în nas, cu mitul propriu zis. Se pot vedea ghearele sale imense, în timp ce restul corpului rămâne ascuns în întuneric. Creatura sătulă de insistențele omului încearcă să-l alunge. Creatura este diformă, cu trăsături faciale ale unui porc și om. Creatura are pielea întunecată, părul lung și negru, fața monstruoasă și ghiare imense. Creatura se îndepărtează în pădure, însă urmărind fiecare mișcare a investigatorului. Bineînțeles, poate este fake. Însă, dacă undeva în lumea asta există creaturi asemănătoare, cazul acesta s-a petrecut într-un sat din India. Pe 21 aprilie 2021, youtuberul a încărcat un clip spunând că locuința aceea este cea mai bântuită casă din tot satul, unde activitatea paranormală este mărită. În timp ce investiga camerele, acesta se oprește și ascultă pentru un moment. O voce se poate auzi pe fundal. Activitatea paranormală se mărește. Entitatea își face simțită prezența într-un mod brutal. Niciunul nu mișcă obiectul. Nici măcar nu au anticipat că urma să se întâmple asta. Evenimentul acesta nu o să fie singura din acest caz, după cum au arătat oamenii în clip. În timp ce aceștia erau șocați, un alt obiect prinde viață. Bărbaților nu le vine să creadă de atâta activitate paranormală. Mai multe lucruri misterioase încep să se întâmple. Entitatea începe să atace grupul, vrând să-i facă să plece. Găleata a fost aruncată cu forța către cameraman. Un scaun este aruncat către ei. Dacă o entitate poate face asta, înseamnă că a adunat foarte multă energie, fiind foarte periculoasă pentru orice îi pică victima. Cine bântuie clădirea nu suportă pe nimeni să-i pândărească locașul. În timp ce aceștia se deplasează către altă încăpere, un sunet puternic se aude. Un sunet neuman. Nu este clar ce a făcut. Nevăzând pe nimeni acolo, ei încep să se îngrijoreze. Investighează zona, căutând sursa problemelor, însă nu găsesc pe nimeni de pe această lume. Entitatea începe iar să miște obiecte. Pe lângă asta,
începe să arunce iar către ei. Câteva momente mai târziu, iar aruncă cu ceva. Acesta decide că este de ajuns, ajungând la concluzia că spiritul poate să le facă ceva rău și să-i rănească. Aceștia decid să plece. Ceva într-adevăr este acolo, care nu este prietenos. Voi ce părere aveți? Dacă crezi că atunci când te aventurezi într-o casă abandonată, e singur, te înșeli amarnic. Chiar dacă tu nu o vezi, ea te poate vedea pe tine. În iunie 2014, youtuberul acesta s-a dus înăuntrul unei case abandonate. Acesta mărturisește că când ne-am dus la etaj, am simțit că suntem priviți. Explorând casa, acesta a descoperit că a ajuns pradă hoților. Pereții erau plini de graffiti. Ei s-au hotărât să verifice și podul locuinței. Când au vrut să deschidă ușa, aceasta era blocată de cineva din interior, care nu-i lăsa să intre. Într-un final, au reușit să pătrundă înăuntru. Ajuns și înăuntru, camera a surprins un sunet bizar, ca un mârâit. Sunetul a fost recepționat pe camera video. Aceștia auzindu-l după ce au revizuit filmarea. Somebody's been in here since I've been in here. Pringles can. But yeah, this was the box we found the stuff in. But somebody's been back in here. Ajuns la etaj. Băiatul avea impresia că în tot acel timp era urmărit de o prezență. Acesta a scos aparatul de fotografiat pentru a face poze la încăpere. Când s-a uitat la poze acasă, acesta a descoperit cu stupoare că simțurile sale nu îl înșelau și că într-adevăr era urmărit de ceva. Un chip grotesc îi privea. Voi ce părere aveți? Nu ați avut presimțirea când v-ați aflat într-un loc și erați singuri? Că de fapt nu sunteți singuri. Ați putea trăi cu o fantomă în casă? Mai ales una care poate mișca obiectele. Persoana aceasta a început să filmeze când a descoperit că el și familia lui sunt bântuiți de un spirit. Videoclipul a fost publicat în iunie 2021 și ne arată activitatea paranormală petrecută în casă. Agresivitatea emanată de entitate este tulburătoare. A doua activitate se petrece într-un alt loc din casă. În clipul acesta, o carte este aruncată cu putere. Cartea este poziționată la geam. Fiți atenți și la geam. Poate vedeți ceva interesant. Dacă nu ați văzut, hai să dăm clipul cu încetinitorul. La geam se poate vedea pentru câteva secunde doi ochi luminoși. Chiar în momentul când cartea este aruncată cu putere prin cameră, activitatea paranormală este mărită în casa aceasta. Cine știe ce poate să mai facă entitatea dacă a adunat atâta energie? Voi ați locui într-o asemenea casă? În iulie 2021, youtuberul acesta a făcut o descoperire macabră într-una din clădirile abandonate dintr-o zonă retrasă. În timp ce explora împrejurimea, înăuntru locuinței, într-un hol întunecat, dă peste o entitate care este demnă de filmele horror. Silueta este una feminină, cu păr lung negru îmbrăcată în alb. Iar în fața ei, fotoliul începe să se miște fără ca aceasta să-l atingă.
Aceasta fuge și se ascunde într-o cameră pentru a reveni din șoc. Apoi geamul începe să se deschidă și să se închidă puternic. Opa, opa, opa! Acesta luminează geamul, însă nimeni nu se află acolo. El întâlnește silueta a doua oară. Aceasta îi aruncă o bucată de material. Apoi închide ușa cu putere. Apoi în zona unde a filmat-o prima oară. Fotoliul se mișcă singur. Când acesta încearcă să plece, entitatea îl urmărea din îndepărtare. Clipul pare bine realizat, iar efectele speciale parcă sunt prea bine alese. Posibilitatea să fie un fals este relativ mare. Însă cine știe? De obicei, clipurile de acest fel tind să pară false, însă poate nu sunt. Voi ce părere aveți? Voi ați întâlnit ceva asemănător? Sau aveți experiențe paranormale? Dacă da, puteți să mi le dați pe Instagram, care se află pe acest canal în secțiunea despre. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul. Vă recomand și videoclipul acesta. Ne auzim data viitoare.